Bună regăsire, dragii noștri telespectatori de pretutindeni. Eu am mai spus și mai spun și iar vă spun, pentru că așa consider necesar să știe toată omenirea, la toate casele mari și mici, faptul că, iată, canalul Top al TV merge departe, foc, așa încolo după Piatra Neamț până spre Iași, plus că în ambele rețele de distribuție, așa, RCS, cum se cheamă, și UPC. Da. Mai fac o dată această precizare în introducere. Dragii mei, ne întâlnim în această binecuvântată de Dumnezeu zi, așa, pentru că iată luna martie, să zicem câte două vorbușoare, tot am așteptat eu o lună martie așa în care să prind momentul, să spunem despre marile figuri care au marcat, eu știu, fenomenul muzical, așa, oameni de mare greutate în cultura națională, născuți la roman, care au trăit, au marcat aceste locuri și care ne-au dus faima departe tare. Sigur, pentru asta nu se putea alt invitat decât domnul profesor dr. Ovidiu Trifan. Maestre, mulțumim din suflet că ați răspuns, iată, acestei provocări de a pastela mărțișorul cu acorduri, da, ne așa pe portativ, să punem mărțișorul pe portativ, așa, pentru că, iată, avem o grămăjoare de mari personalități și foarte mulți legați de luna lui mărțișor, da. Ce aș dori eu așa să facem, așa, ca o introducere, să spunem că tot e trecut februarie, așa, că și acolo avem mari personalități, da, și mai ales din tre ierarhii noștri care au marcat într-un chip absolut deosebit locurile și istoria bisericii. Da, în februarie este născut Melchisedec Ștefănescu, data nașterii puțin controversată, 12 februarie 1822, Gârcina, 12 februarie 1822 figurează și pe piatra tombală a episcopului Melchisedec, cu toate că unul dintre biografii săi, Constantin Diculescu, spunea că a găsit într-o notiță chiar semnată de Melchisedec, că ar fi născut la 16 februarie 1823. Ei, până la urmă s-a luat în considerare data de pe piatra de mormânt, 12 februarie 1822 la Gârcina. Despre personalitatea episcopului Melchisedec s-a vorbit foarte mult, putem doar să amintim. Și foarte complex. Domeniile vaste în care s-a implicat, nu numai în domeniul teologiei, dar a fost și istoric și filolog, politician, cercetător, descoperitor de documente, a fost mentor al multor personalități ale vremii sale, a încurajat cultura, a încurajat muzica, a încurajat cercetarea, a fost academician, ceea ce nu este, să zicem așa, deci de acolo. Și să nu uităm și să punctăm, iertați-mă, părintele autocefaliei bisericii noastre. Da. Ortodoxă română. Tot în februarie, 27 februarie 1879, mitropolitul Visarion Puiu, născut la Pașcani, legat de roman pe linie maternă, mama sa, Elena Miron, era fiica unor negustori din roman, dar între 1891 și 1894 a făcut ciclu inferior al seminarului la Roman. Și școala primară aici, la fosta școală? Încă. Da, la Picuza Vodra. Da. După care a mers mai departe la... Tuns în monahism aici. Monahism aici, nașul său fiind... Dacă nu știu, Ilarion Mircea Băcălanu, care, iată, comemorat recent la arhiepiscopie, da, la fel, unul dintre mari ierarhii, așa, din galeria celor 47, dacă nu mă înșel. Da. Așa. Bun, domnule profesor, mai zăbovim un piculeț aici. Pentru că, iată, i-am pomenit pe cei doi mari ierarhi, mari tare. Așa, trebuie să spunem în dreptul mitropolitului Visarion Puiu, mitropolitul martir, că e o nuanță care trebuie avută în vedere.
Așa. A susținut chiar, iată, un simpozion pe care noi l-am tot prezentat, oameni buni, aici la Topal TV, legat de Visarion Puiu, aflat, cred că, pe la 20-a ediție, aici, părintele Florin Țuscanu, acolo mentor, și mai este, ați prezentat, fiind prezent mereu la edițiile astea, ați făcut o legătură la un moment dat, pentru că vorbim de muzică, despre mărțișorul pe portativ. Cum să leagă cele două personalități? Văzute așa din prisma. Da, pe scurt, e vorba despre aceeași concepție legată de muzica bisericească, despre ceea ce înseamnă muzică bisericească, despre cum trebuie încurajată muzica bisericească. Și Visarion Puiu are multe remarci la acest subiect. Dar Melchisedec Ștefănescu are un studiu fundamental pe care l-a susținut în Sfântul Sinod mai întâi și după aceea a fost publicat în 1891. Este vorba de cântările bisericești din România. Studiul unde practic, ca un adevărat muzicolog, face o trecere în revistă a istoriei muzicii bisericești românești până în zilele lui, face referire la foarte multe documente autentice pe care el le-a descoperit și le-a cercetat, după care la sfârșit propune și un plan de măsuri pentru îmbunătățirea situației, adică pentru introducerea predării muzicii în școala românească, care este rolul ei. Visarion Puiu, după jumătate de secol, preia poate aceste idei sub altă formă, dar și dânsul la fel face referiri asupra importanței și rolului muzicii bisericești, atât în școală cât și în viața societății. Și trebuie să spunem un lucru în dreptul amândurora, fiind niște figuri cărturărești deosebite, da, foarte critici la adresa celor care aplicau acolo în... Da, da. Pridvor. Da. Dintre cei doi, cel mai critic a fost Visarion Puiu, care adună... Mai slobod la vorbă. Da, într-o carte pe care a publicat-o la Chișinău în 1931, volumul 1, în Glas în pustie, carte pe care o intitulează așa, spunând că toate demersurile lui au sunat ca un glas în pustie. Reeditată, iar spunem așa, în contextul acestor manifestări, a simpozionului, tot de părintele Florin Țuscanu, foarte important lucrul ăsta, adică cei care ar fi bine să o caute și preoți, în mod deosebit, pentru că li se potrivește tare bine și la vremurile astea trebuie să spunem lucrurilor pe nume, fără a supăra pe nimeni, Doamne ferește, că e bine să luăm din mari înaintași. Bun. Încheiind această introducere, deci legat așa de luna februarie, iată aceste două mari personalități, doi mari ierarhi, doi mari cărturari, trebuie să spunem lucrurile astea, amândoi cu cărți de referință, cu lucrări de referință, așa. Haideți să luăm în luna martie, timpul nu-i foarte generos, așa să punctăm. Cu cine începem, apropo de mărțișorul pe portativ, mari personalități care au marcat urbea. Întâi martie 1841, ziua de naștere a lui Mihail Borada, medic și muzician prin adopție romașcan, face parte dintr-o veche familie boierească, tatăl său, Tudorache Borada, originar prin părțile Odobeștiului, a urcat, să zicem, treptele administrative din din secolul 19, din administrația, zicem, a secolului al 19-lea, adică am vrut să spun că a fost și vornic, sau a urcat până la rangul de Da, atunci să era trecerea treptele asta. Treptele acestea, da, administrative, da. În schimb, important este faptul că acest Tudorache Borada a fost un adevărat mentor pentru viața culturală, muzicală ieșeană. A încurajat foarte multe manifestări în acest domeniu la Iași. Și iată că trei dintre fiii lui au fost muzicieni. Cel mai mare, Gheorghe Borada, cu studii făcute la Paris, la Viena,
nu numai muzicale, dar a studiat și dreptul, a fost primul dirijor al corului Catedralei Metropolitane din Iași, autorul unui manual de teorie și solfegiu, pentru că a fost și profesor la Conservatorul din Iași, autorul unui prim manual de chitară clasică, publicat la noi. Celălalt frate, Teodor Borada, este o figură mult mai proeminentă, cu studii muzicale în țară, la Paris, la Viena, dar este considerat prin activitatea sa, pentru că a fost și istoric muzical și arheolog chiar, este considerat părintele muzicologiei românești și al istoriografiei muzicii românești. A fost violonist, concertist, adevărat, cu turnee în țară și în străinătate. La vremea aceea... Da, al doilea frate. Da. Pe urmă, Mihail Borada, și Teodor Borada, care a făcut, am uitat să spun, ca să vedeți domeniile pe care s-a îndreptat, deci a urmat și studii muzicale, și studii de drept, atenție, și studii de inginerie. Era specialist. Să mai regăsesc, dacă nu mă înșel, și la Jora, tot la fel, da, foarte drept, filozofie. Și prima medie, n-am să uit la Jora, absolvent la Conservatorul din București, 923. O mergem verificată. Nu știu. Da, absolvent la, da. Nu știu. Deci, apropo de mari personalități, dar mai din alt registru. Jora a născut încolo cu August, dacă nu mă înșel. Da. Revenind. Da, Mihai... Cel de-al treilea, Mihail Borada, a urmat la Paris medicină, Facultatea de Științele Naturii și conservatorul. În 1870 a venit la Roman, la Spitalul Precista Mare. Aici a pus bazele unui laborator dotat cu instrumentar importat din Germania, a înnoit, să zicem, vocabularul tehnic, vocabularul din medicina românească de atunci, după terminologia franceză. A fost un mare animator al vieții culturale și muzicale din Roman. Să nu uităm că în 1907 Mihail Borada, împreună cu profesorul Nicolae Apostol, cel care a fost mentorul lui Sadoveanu și a lui Cezar Petrescu, au înființat societatea Miron Costin, una din primele societăți culturale din țară la acea vreme, societate care a dăinuit până cam 40 de ani, până în 1948, societate care a focalizat întreaga viață culturală romașcană interbelică. Aici se întâmplau cele mai dese, aici aveau loc cele mai dese spectacole, conferințe săptămânale. Au conferințiat mari personalități care prin intermediul societății, care au călcat pe aici și au fost literatură, matematică, exact. Gheorghe Țițeica, Topârceanu, Sadoveanu, exact, Repreanu. Exact. La Enescu, dacă nu mă înșel? Enescu a concertat la Roman tot în context. 5 ori a fost găzduit în casa medicului Borada. Casa medicului Borada a dăinuit cam până prin anii 1970-80 strada Speranței numărul 10 din curtea spitalului. Nu mai ziceți că Romanul putea să fie Dumnezeule Sfinte, așa, din punct de vedere turistic, apropo de aceste case, așa. Dar sărim. Bun. Timpul nu-i generos. Ce-ar mai fi de punctat aici? Să trecem pe 10 martie. Da, 10 martie 1904. Da. Dumitru de Botez. De Botez. De Botez. Casa unde s-a născut există și astăzi la 1965 pe Sucedava. E sigură treaba? Da. Există poza, fotografie. Bun. Fotografie. În regulă. Că, dacă și numai... în niște note autobiografice, Dumitru Botez chiar și menționează strada și numărul casei. De asemenea, mai există o casă pe care a cumpărat-o tatălui după ce s-a pensionat, pe strada Vasile Lupu, la numărul 3. Casa unde el o socotește casa, ca fiind casa părintească. Ei, iată că dacă Mihail Borada a fost doar profesor la Roman Vodă, Dumitru de Botez a făcut chiar liceul la Roman Vodă. În sfârșit. Știm noi de ce spun. Da, este absolvent al liceului Roman Vodă. Da. Promoția, dacă nu mă înșel, 1922, parcă.
L-a avut profesor și îndrumător aici pe Ioan Cristu Danielescu, cel care în preajma lui 1 decembrie 1918 a compus acea marseiesă a românilor, Voința Neamului. Dumitru Boteză își amintește că a făcut parte din corul care a cântat la Cinematograful Modern de atunci, Voința Neamului. Nu mă înșel eu, cumva interzis acum în spectrul unor legi mai noi, așa, Voința Neamului? Nu m-aș mira. Se pare că da. Așa, dar noi o să o cântăm așa, posibil, în ciuda. E dacă posibil, tot e. Pentru că o cântau și... Păi, da, da, o cântau unii și așa. Și probabil că așa prin preluare... Tovarășii lui Zelia Codreanu da. Pentru asta, pentru că tovarășii lui Zelia Codreanu cântau Deșteaptă-te românii, după 1948 a fost interzis la noi Deșteaptă-te românii. Da, și mâine, dacă ne apucăm să cântăm Deșteaptă-te românii, ne trezăm că vă facem așa, la revedere, după emisiune. Da, sper să nu fie cazul. Dumitru Botez a predat și la seminarul din Roman între anii 1931-33 și la școala normală Ion Creangă din Roman. Școala normală, poate lumea nu știe, este înființată la 1919, sediul fostului liceu numărul 1 al IMR-ului, acolo a fost școala de învățători unde a predat și Dumitru Botez. După care a plecat la București, a făcut parte din Orchestra Simfonică Radio, a înființat corul radio, după aia director muzical la radio, a fost dirijorul corului filarmonicii George Enescu foarte multă vreme, a fost rector al conservatorului George Enescu, o figură proeminentă a vieții noastre muzicale și considerat, să zicem, ctitorul dirijatului coral din deci întemeitor de școală, că aici vreau să punctăm coral. Da, România. Pentru că atunci când a fost chemat la conservator pentru a preda dirijat, nu exista nici programă, nici metodă, absolut nimic în privința. Deci el a pus bazele acestei școli de dirijat coral din România. Și este autorul unui monumental tratat de cânt și dirijat coral, încă nedepășit până la ora actuală, publicat în 1986 și 1987, dacă nu mă înșel. Dânsul a murit în noiembrie 1988. Era foarte legat de Roman. Venea de foarte multe ori în Roman și nu numai în Roman, ci și peste tot în țară, unde era solicitat ca să îndrume dirijorii amatori care se ocupau de coruri, de căminii culturale, de casă de cultură. Răspundea întotdeauna cu foarte multă bunăvoință. Eu mi-l aduc aminte, l-am cunoscut când eram student. Asta vreau să spuneți, o povestioare. Nu e nicio poveste. Da, în anul 4 la noi s-a pregătit la Iași, adică vreau să spun, s-a pregătit oratoriul anotimpurilor de Haydn, cor și orchestră, pe care l-a dirijat maestru de Botez. Și mi l-am adus aminte de atunci și când venea la școala de muzică la noi, la Roman, o figură bonomă, un om foarte politicos, jovial, care nu cobora de pe piedestal ca să stea de vorbă cu oamenii, ci vorbea cu ei de la egal la egal, dar în momentul în care trecea la lucru, se simțea mâna maestrului care știa să pună toate lucrurile la punct. La școala de muzică la noi venea foarte des, de câte ori era solicitat și noi eram chiar bucuroși de sprijinul dânsului. Ok, nu ține timpul cu noi. Alexandru Zira. Ca să încheiem luna martie. Luna martie nu este născut în martie, este născut în iunie 1883. Este... În schimb, a murit pe 26 martie 1946 în urma unui atac cerebral. Martea l-a surprins la Sibiu. De fapt, da, murit la Sibiu. Așa ca să spunem, el este considerat ctitorul poemului simfonic românesc, cu poemul simfonic Peșesul Moldovei, Uriel Dacosta, Țiganii, de asemenea unul dintre primii compozitori de operă mai noștri, Alexandru Lăpușneanu, Capra cu Treiezi. Foarte inspirat din literatura română, am remarcat, și din istorie, da. A fost absolvent de filologie la Iași. Se înrudea pe linie maternă cu Jora și cu George Enescu.
El a fost și cel care a întemeiat conservatorul din Cernăuți. Exact, că a plecat ulterior la Cernăuți. Da. A fost directorul Operei Naționale din București. De fapt, de aici primului accident cerebral se leagă de evenimentul ăsta, la cutremurul din noiembrie 1940, când marele cutremur. Da, așa, când a căzut clădirea Operei, Zira, care locuia în apropiere, a venit și când a văzut dezastru, atunci a făcut primul accident cerebral. O plătit cu viața. Maestre, pe sfârșit, două vorbe, vă rog frumos, că avem în august un mare eveniment legat de marele Sergiu Celibidache, în două vorbe, ca să strânim un pic curiozitatea celor. Da, anul ăsta comemorăm. Asta e extra martie, extra mărțișor. 20 de ani de la moartea lui Sergiu Celibidache, 14 august 1996. Și v-aș întreba, pică în vacanță, pică, de câte ori l-am întrebat pe domnul director Vansariuc, mi-a spus să vă întreb pe dumneavoastră, ce o să se întâmple, având în vedere că purtați numele? Nu știu ce o să se întâmple, eu am de gând să pun la cale ceva, adică trebuie marcat momentul, vrem să invităm o orchestră de cameră, vrem să invităm niște oameni care să marcheze acest moment. 20 de ani de la moartea lui Celibidache. Sigur că da, marele Celibidache, maestre, mulțumim din suflet. Cu multă plăcere. Așa, cu mare dragoste, oameni buni, scurt, am vrut să trecem în revistă, ați văzut așa, pentru că era momentul potrivit, de mult am așteptat o lună martie să mă întâlnesc cu maestru Ovidiu Trifan, să vă furnizăm aceste informații, pentru că fiind romașcani trebuie să e fala noastră, ce să mai încolo încoace. Mulțumim că ați fost alături de noi, rămâneți cu Topal TV.